cum ați petrecut ciclonul, ca să zic așa? Ce ați făcut de ciclon? Uh, știți, nu am luat în seamă, pentru că mi s-a părut neserios, pentru că am, am, obiceiul de a valida din mai multe surse informațiile și am intrat în presa străină. Hmm. Și n-am găsit ciclonul așlei. Păi, dar dumneavoastră, n-ați avut de lucru să căutați în presa asta? Da, n-am avut de aveți altă lucru. treabă. <laughs> dar ați avut treabă în weekend. Pentru că, pentru că mergeau copiii la țară, în sat, și au spus, domne, ne ducem sau nu ne ducem? Mergeți mai liniștiți, bine. că nu se întâmplă Normal. nimica. Nu, dar e... fii cu ăsta de la un cablu la altul, domnule general. Nu acordăm acum o emisiune întreagă, dar uite, ar merita la un moment dat. Plecând de la faptul că acest, această ploaie de toamnă s-a transformat în ceea ce privește toată comunicarea celor de la, din partea instituțiilor statului în ciclon. De ce au zis ciclon? Doi, Probabil că se vorbea despre acest ciclon, Ashley, Ashley, nu știu cum se pronunță, care la fel nu este nicăieri în Europa. Despre asta? Eu după asta m-am uitat? Păi asta era originea uh, sfârșitului lumii, anunțat da. în România. Bineînțeles că n-am crezut nicio secundă plecând tocmai de la asta. Și mai aveam o experiență, cred că acum șapte ani de zile, vă aduceți aminte, într-o zi oarecare, s-a anunțat în capitală, prăpăd, chiar am fost în trafic, am făcut două ore jumate. Seara am ajuns pe o terasă unde au căzut câteva picături de ploaie și avem experiența aia. Numai că, după experiența pandemiei, oamenii, Corect. oamenii ascultă și le teamă și se, cum să zic, dau crezare unor astfel de informații foarte alarmiste când vezi celule de criză, miniștri cu mânecile suflecate pe ecrane... Când eclane... vezi toți, am aici o declarații. Pe mine personal m-au sunat atât de mult să mă întrebe legat de terase, restaurante, prieteni Știi, și așa mai departe. Eu cred că a fost odată o compensare pentru eșecul de acum două săptămâni de la galați din zonă, când n-au dat ro-alert, când nu când -au, făcut nimic. au făcut nimic. Și acum le-au făcut Și pe după aceea s-au înghesuit toți acolo să vadă și acum când au auzit o ploaie venind alegerile au spus Domne, și dacă o pisică moare necată riscăm să ne afecteze Dezastru. plus că a fost și, da, și o diversiune reușită pentru raportarea la alte subiecte deplasarea la New York a președintelui năzbâtiile domnului Ciucă cu orice cetățean are dreptul să candideze și să fie ales uitând că în țara asta sunt vreo 150.000 de cetățeni care n-au voie până în lege să candideze și să nu să fie aleși pentru că se numesc militari sau magistrați, dar el nu știe. El a spus că doar condamnații n-au voie. Uh -huh. El, nefiind militar, de -aia, și poate 3 fi. Trei zile nu s-a mai vorbit despre asta. Și Nu s-a mai vorbit despre Despre casele lui Iohannis, e alt subiect da. foarte important, da. despre faptul că -a, a despre... că a pierdut banii și că da. trebuie să-i dea, dar ați văzut acolo. Domnule, mi se pare România, țara tuturor posibilităților, plecând de la acest lucru, da? Deci a pierdut un proces și trebuie să dea, nu știu, 260.000 de euro sau 300.000, nu știu exact. Suma e mare, importantă, nu, nu o știu cu exactitate. Nu, și a venit un la ANAF, nu unul, 10, care să ne explice că nu poate ANAF-ul să ia banii pentru că nu știu ce ni stă. Domnule general, în cazul unor firme private, în momentul asta în care la ANAF n-ai plătit un leu, ți-au blocat conturile, ți-au luat asta banii. Asta este. Adică, asta este România. Se afundă de fiecare dată când vor să ascundă sau să închidă un subiect după tot felul de legi. Au cocoșat pe și... pfa cu tot felul de taxe suplimentare și au închis o grămadă lume și a închis activitatea. Și când vine la o problemă de genul acesta, în primul rând președintele ar trebui să zică, stați domne că plătesc, da, lăsați-mă în pace. Prima secundă, da. Exact. Pentru că iarăși, știți, la noi în țară ne-am învățat, președintele este standardul, așa am, am învățat noi, pentru salariu. Niciun funcționar public nu are voie să aibă salariu mai mare decât... Nu, domnul că președintele să fie standardul pentru o grămadă de elemente în România. Standard de responsabilitate, moralitate, standard de moralitate, standard de, standard, de standard de implicare în muncă. Sunt o grămadă standard de pe da, care le ignorăm. e foarte bună observație. Le ignorăm. Ne raportăm la salariul Noi președintelui și ne raportăm doar la salariul pe care oricum îl ia degeaba. Uh, domnule, cred că Băsescu nu l-a luat degeaba. Măcar domnul Băsescu avea o chestiune cu. În fiecare seară la ora 6, ieșea pe. privedeți avea activitate măcar. Da. Era precum cucul ăla dintr-un ceas. Cacalmau atenta Ashley, atentat la Securitatea Națională. Ce are de gând parchetul general? E o analiză absolut extraordinară a lui Bogdan Tiberiu. Iacob, citiți-o pe Politic și apropo că avem și un ministru al mediului, și vă mai spun ceva în legătură cu asta. Suntem într-o zi foarte specială pentru că astăzi, la noapte și mâine, România va fi practic măturată de acest ciclon da, da. pe care îl numim Ashley. Pe păi el a numit Ashley. Da. El a numit și ciclon. Că n-a spus nimeni că vine vreun ciclon. Deocamdată vom avea precipitații foarte mari, ceea ce pune pe toată lumea în alertă, pentru că avem foarte multe județe sub cod galben și cod portocaliu. Practic jumătate din România, din România va fi în cod portocaliu, începând din această după-amiază. Domnul general, la 1 jumată duminică, cam pe acolo, de eram pe telefonul, pe undeva, prin casă, sfârșitul lumii, da? Ați primit. A... Am primit și nu se întâmpla nimic. Păi nu se întâmpla nimic, că anunțau cu ora 3. Întâmplarea a avut că după ora 3 am, avem aici. Începând de astăzi, ora 15, în regiunea București-Ilfov, că nu mai vorbim de mătura țară. sunt prognozate fenomene meteo-extreme, repet repetitive, inclusiv pe timpul nopții. Eu m-am dus pe o teras, a fost plăcut, a plouat, chiar nu era nici frig. Când am plecat acasă, nu mai ploua. Eu vorbesc serios. Pentru Așa protecție, este. recomandăm evitația de postirea sau trecerea prin apă. Domnul Tucă, problema este că ne-a anunțat că s-au închis, închis peste 100 de școli. Sunt o grămadă de persoane care și-au amânat deplasările cu avioane, cu. Mie mi se pare că abordarea domnului Tiberiu Iacob este absolut justificată. Cineva ar trebui să zizeze, să se facă un inventar câte pagube au fost generate, și, după părerea mea, nu ANM-ul este problema. Nu, 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 anemeul, cu... așa cum spunea Topor, atunci când se anunță că 60% șanse de soare și 40% de ploaie, mai bine. Privești, privești invers, da, adevărat. Plus că era un meteorolog de Talia, adică anunța dinainte, nu știu de unde, toate gerurile alea și toate fenomenele. Raed Arafat, prietenul nostru, domnule general, da, da. ați lucrat împreună. O notă mai aparte pentru București Info, că el a plusat după ce a venit fechet ăsta. Unde ne așteptăm în cursul serii, dar și după amiază, să fie cantități semnificative de ploi confort datelor pe care le avem de la ANM. Așa că și populația din București să știe că trebuie să fie pregătită în sensul în care geamuri, garaje, toate să fie închise, să nu intre apă. Dacă sunt obiecte care nu sunt fixate, să le scoată din balcoane. Borcane de murături. Bine, încă nu au fost puse Asta urmează. <laughs> uh, sau poate da. au început. Din zonele așa, să nu intre apă. Din zonele care pot să cadă, să lovească. Atenție în timpul furtunilor, furtunii să nu fie pe stradă, să fie la dăpost. Dom'le, n-a fost nicio furtună, a fost o ploaie. Deci asta, asta mi se pare incredibil. Acum, pe de altă parte, ca să vă bun bine și cu televiziunile, că eu sunt la un site, că îmi vine să și plâng aici râd, YouTube, asta e și pe canal 33, eu n-am văzut atât de multe titluri care anunțau sfârșitul lumii. Că pe lângă ciclonul care venea și lovea România, mai era și Dunărea care venea și inunda România. Domnul, aș putea înțelege dacă n-ar fi evenimente care ar merita acoperite. Sunt atâtea evenimente, dar e mult mai comod să scrii despre găinării de genul ăsta, ciclonul Ashley, fără să te documentezi, fără să cauți ce înseamnă, decât să scrii despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, despre cum afectează alegerile americane și situația din România, despre ce face președintele la ONU și cum a avizat el planul de pace al lui Zelenski, înainte ca Zelenski să-l prezinte cuiva. Și de ce să scriem despre astea? Că astea sunt riscante, Correct. ne ceartă cineva, ne trage de urechi. Hai să scriem despre ciclon, că la noi toată lumea se pricepe. La cicloane, urangutane, cum zic ăștia, toată lumea se pricepe. Hai să scriem. Domnule general, meserile noastre sunt asemănătoare chiar dacă n-am colaborat. Da. da, Vom vedea, viitorul ne va arăta dacă am colaborat sau nu, eu știu că nu. Domne, era atât de greu. Dacă veți fi acreditat la Crotăceni, cu siguranță vom <laughs> colabora. Da, dar atunci vom colabora când veți fi președinte Domnule, dar. nu putea un șef de redacție din toate redacțiile astea să facă o scur... să pună câteva întrebări. Există ciclonul ăsta? Și afla după câteva telefoane și câteva de da. clicuri pe, pe internet că nu există, că se vorbește, că ar putea fi. Se uita, uita, uite, eu recomand celor care se uită la noi de 30 de ani, fiind un pătimic cu schiu și plecam la munte și vreau să văd dacă ninge. Uh, odată nu m-am înșelat, weather.com. Am intrat pe weather.com. Anunța ploaie, într-adevăr, 90%, în intervalul 4-8 seara. 4-8 seara, atât. Fără alte atenționări de vreme extremă de, și așa mai departe. Uh, nu, putea, nu putea cineva să facă lucrurile astea, să afle. Nu există ciclonul ăștia. Acest, aceste evenimente meteo care o să atingă România nu înseamnă ciclon, nu o să fie extreme, o să plouă. Nu, nu face nimeni. Și titlul erau Ciclonul și viitura. Așa Era ești. și viitura pe Dunărie. La viitura vreau să spun un lucru, am spus și săptămâna trecută. Am vorbit cu un specialist, un om care face asta de zeci de ani și a spus Domnule Tucă, de la 12.000 de metri pe secundă putem vorbi de, de, de pericol. De pericol, dar nici atunci. De la 14.000-15.000, Dunărea a avut 7.000, adică pe jumătate în Ciclonul și asta. Închidem subiectul, da? Mai avem ceva de spus no, că nu prea. Nu, că ne prinde din urmă. Pro Propaganda ciclon. funcționează atât de. Ne prinde ciclonul din urmă. Aveți perfectă dreptate.